Trebuie protejat cu orice preț. Sub această deviză, peste 50 de localități din România vor rămâne în această noapte timp de o oră pentuneric. Nu este vorba despre nicio pană de curent, ci de ora pământului. Astfel, românii se vor alătura oamenilor din alte 4500 de orașe din întreaga lume, care vor să tragă un semnal de alarmă față de impactul negativ pe care îl avem asupra mediului înconjurător. Târgu Mureș s-a alăturat mișcării Ora Pământului încă din 2009, iar tradiția va continua și în acest an. Oamenii vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la încălzirea globală, așa că între orele 20:30 și 21:30 luminile vor fi stinse în case, dar și în instituțiile publice. La sediile celor două unități de jandarmi se va proceda la stingerea luminilor exterioare și interioare, care nu sunt esențiale funcționării, precum și la deconectarea aparaturii care este în stand-by. Cu prilejul Orei Pământului, Primăria Târgu Mureș, ca și alte 52 de instituții din țară, se alătură campaniei internaționale prilejuite de acest eveniment. La Bistrița, în primăria orașului, dar și în alte instituții publice, lumina va fi stinsă. Și nu e singurul mod prin care oamenii vor să atragă atenția asupra încălzirii globale. Un grup de voluntari intenționăm să formăm un lanț uman în formă de bec cu în jur de 200 de liceeni care și-au anunțat participarea. Și la malul mării, lumina va fi oprită timp de oră. Și Constanța este unul dintre orașele în care va fi sărbătorită Ziua Pământului, drept pentru care, aici, în piața Ovidiu, lumina va fi stinsă timp de o oră. Dar și în alte orașe din țară. Ora Pământului nu va trece neobservată nici la Târgu Jiu. În această seară, iluminatul din parcul unde se află operele lui Constantin Brâncuș va fi stins preț de câteva minute. Primul eveniment Ora Pământului a avut loc în 2007, în Australia, cu o participare mică de numai 2 milioane de oameni. Anul trecut au participat peste 1 miliard 300 de milioane de oameni din 128 de țări.